După etapa a șaptea din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin autohton, CSMD va rămâne pe ultimul loc, fără niciun punct. În ultima partidă jucată, Devencele au pierdut cu 32-20 deplasarea de la Dunărea Brăila, după un joc pe care conducerea clubului din Urbea de la Poalele Cetății îl consideră slab. Deci eu personal n-am făcut deplasarea la Brăila, din motive personale. Am văzut și eu meciul în direct dat de către cei de la Brăila pe site-ul clubului Dunărea. Din punctul meu de vedere a fost un joc foarte slab, încă un joc slab al echipei. Nu intrăm în amănunte, nu fac aici analiză, pentru că analiza trebuie să o facă cine are competență să o facă. Totuși, Marian Muntean, conducătorul clubului Devean, consideră eșecul de la Brăila un rezultat așteptat și este de părere că echipa este în graficul de obiectiv, care înseamnă evitarea retrogradării directe și participarea la turneul de baraj cu formații venite din eșalonul secund. Deci eu când am văzut prima dată în vară țintarul, cum se spune, am făcut un calcul și mi-am asumat pe persoană fizică până în etapa 8-a înfrângerii. Dacă în perioada asta, până la etapa 8-a, noi putem să scoatem un punct, 3, mă rog, era un bonus pentru calculele făcute de mine. În momentul în care n-am realizat niciun punct în cele 7 etape, din punctul meu de vedere, deci vreau să specific chestia asta, pentru că probabil sunt mulți cunoscători ai handbalului care au alte puncte de vedere. Eu personal, când am plecat la drum și mi-am asumat ceea ce mi s-a transmis de către domnul primar, adică bugetul pe anul ăsta, mi-am asumat și obiectivul rămânerea în prima ligă, adică participarea la un baraj de calificare cu echipele din Liga a doua. Pentru CSMD va urmează două meciuri cu caracter quasi decisiv, urmând a întâlni contracandidatele la evitarea retrogradării directe, respectiv pe CSM Slatina și apoi pe Dacia Mioveni. În acest moment, din punctul meu de vedere, nu pot spune că am ieșit din obiectiv, pentru că abia acum încep jocurile. Jocul foarte important e cel de sâmbătă cu Slatina, și următoarea etapă, a noua, la Mioveni. Adică echipe care sunt apropiate valoric cu Deva și care vor trebui bătute, să zic așa, sau învinse, pentru a putea să sperăm în continuare la evitarea retrogradării de pe locurile 13-14 și să trecem pe 12 sau 11. Marian Muntean este de părere că va fi greu în continuare, deoarece nu s-a reușit omogenizarea lotului și precizează că orice pas greșit al Devencelor în cele două jocuri va însemna îndepărtarea de realizarea obiectivului. Este foarte greu, pentru că la momentul ăsta, ce am constatat eu, jucătoarele astea fiind foarte multe aduse noi, n-au reușit să se omogenizeze. Avem și pe antrenorul Gheorghe Covaciu venit de vreo lună jumate, nici el n-a reușit să facă o conexiune totală 100% cu jucătoarele, deși le cunoaște. Și, nu știu, săptămâna asta este hotărătoare, pentru că, cum spuneam, rezultatele cu echipele astea mai slabe sunt luate în calcul. Orice pas greșit făcut cu echipele de genul ăsta te îndepărtează de la obiectiv. CSMD va susține primul dintre aceste două meciuri cu CSM Slatina pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 18 la Sala Sporturilor, unde accesul publicului este interzis din cauza condițiilor pandemice cu care ne confruntăm.